În anul 1223, Imperiul Mongol, care își arăta colții tot mai mult Europei, învingea o armată cumană pe râul Calca, ceea ce a determinat retragerea cumanilor în Ungaria, unde au fost primiți cu brațele deschise. Regele Ungariei, Bela al IV-lea, a văzut oportunitatea perfectă de a se numi rege al cumaniei, iar cei 40.000 de refugiați cumani părea să-i asigure mult mai bine armata. Mai târziu, liderul cumanilor a fost asasinat, ceea ce a făcut ca toți refugiații veniți să plece jefuind sudul țării. Regele Ungariei nu prea era agreat nici de popor prin deciziile pe care le făcea din punct de vedere administrativ, politic, dar și militar. Invazia Ungariei era în continuare inevitabilă. Armata mongolă a fost împărțită. Baidar a atacat prin Polonia, pentru ca ungurii să nu primească niciun ajutor, unde s-a dat și bătălia de la Liegnitz, câștigată de mongoli. A doua armată, comandată de Cuiuc, a atacat Transilvania, unde a învins armata voievodului. Principala armată mongolă, condusă de Subutai, a avansat în centrul Ungariei, unde nu a întâmpinat o rezistență prea mare, așa că mongolii au continuat să avanseze spre pest. Regele Bela, disperat, a cerut ajutor mai multor alții conducători din Europa, doar Frederic al II-lea, duce de Austria, a venit să-l ajute, dar s-a întors rapid înapoi în Austria, după ce a câștigat o mică încleștare cu mongolii. Regele Bela s-a văzut nevoit să-l întâlnească pe Subutai singur în bătălia ce va urma, el și cu cei 25 de oameni ai săi au părăsit orașul Pest. Subutai, între timp, și-a ales cu atenție câmpul de luptă. După o săptămână, ungurii s-au oprit pe malul râului Saio. Regele a ordonat ridicarea unei tabere fortificate. Pe partea cealaltă a râului, cei 30.000 de soldați mongoli așteptau calmi. Subutai a profitat de terenul împădurit și a reușit să-și ascundă poziția și să urmărească cu atenție mișcările ungurilor. În toiul nopții, ungurii au fost alertați de un rob rutean care a scăpat din tabăra mongolă. El spunea că mongolii vor ataca sigur pe timpul nopții. Ungurii nu credeau că mongolii vor ataca masiv în această seară, însă fratele mai mic al regelui, prințul Calman, împreună cu arhiepiscopul Urghin Sacă și maestrul templierilor, au decis să părăsească tabăra pentru a păzi podul. Aceștia i-au surprins pe mongoli, chiar în timpul traversării podului, ungurii au atacat imediat, iar prin forța cavalerilor lor au reușit să-i împingă pe mongoli înapoi, lăsând podul apărat, comandanții maghiari s-au întors în tabăra lor. Subutai a trebuit acum să se gândească la un alt plan. Seiban a plecat spre nord cu un detașament pentru a trece râul, Subutai s-a deplasat spre sud pentru construirea unui pod improvizat. De îndată ce soarele a răsărit pe cer, Batu a ordonat utilizarea catapultelor și altor mașinării de război din arsenalul lor pentru distrugerea arbaletierilor. Trupele care apărau podul, văzând și călăreții mongoli care veneau dinspre nord, s-au retras în tabăra lor. Regele Bela, auzind că mongolii traversau râul, se decide să părăsească tabăra și să-i întâlnească pe câmpul de luptă. Batu spera să reziste cât mai mult împotriva maghiarilor, până când ce Subutai reușea și el să traverseze râul. Avantajul ungurilor erau cavalerii mult mai feroce, iar mongolii nu puteau să-și aplice și acum stilul de luptă lovește și fugi. Ungurii până la urmă se decid să atace. Lupta corp la corp a fost cu adevărat feroce. În ciuda curajului cavalerilor unguri care au reușit să facă multe victime printre mongoli, soarta creștinilor deja era hotărâtă. Oamenii lui Subutai care trecuseră râul soseau.
Speriați de atacul în forță a lui Subutai, maghiarii s-au retras înapoi în tabăra lor, care a fost înconjurată și supusă tirului de săgeți, dar și a ghiulelelor de catapultă. Deși Batu a ales într-o primă fază să le permită ungurilor să fugă, Subutai a decis să-i urmărească cu arcașii călăreți mongoli, iar astfel a ucis o mare parte din armata lui Bela. Pierderile încă nu sunt cunoscute pentru această bătălie, dar clar maghiarii au cam pierdut 90% din toată armata lor, arhiepiscopul Ugrin a fost omorât, iar Kalman urma să moară din cauza rănilor, regele Bela în schimb a reușit să scape cu viață. Înfrângerea de pe râul Saio a lăsat Ungaria, dar și Europa, expusă unei posibile cuceriri mongole. Acest risc a dispărut până la urmă în 1242 datorită morții marelui Han Ogodei. Mongolii s-au văzut nevoiți să întrerupă campania și să se întoarcă în Asia pentru a-și apăra dreptul la succesiune. Acesta a fost și materialul de astăzi. Dacă apreciați efortul pe care îl fac pentru a crea aceste videoclipuri, nu uitați să mă ajutați apăsând pe butonul de like și abonare. Mulțumesc!